Da, experți americani au publicat un eseu în care îți spun că secvențierea genomului SARS-CoV-2 arată în mod destul de clar că virusul a fost creat într-un laborator din China. Colegul meu, Rafael Varga, editor corespondent al FNews, a urmărit subiectul și a citit toate informațiile din ceea ce au prezentat ei. Rafa, care sunt argumentele lor? Bine, te-am găsit. Elementul cel mai convingător care vine în favoarea ipotezei scurgerii din laborator se bazează pe știință, asta îți spun cei doi experți americani, și aici vorbim despre Dr. Stephen Quay și Richard Mahler, profesor de fizică. Aceștia îți spun că SARS-CoV-2 are o amprentă genetică care nu a mai fost identificată la un alt coronavirus, care s-a dezvoltat în mod natural și, prin urmare, acesta este virus scăpat din laborator. Quay și Mahler spun că laboratorul din Wuhan este cunoscut pentru faptul că realizează experimente prin care cercetătorii încearcă în mod intenționat să crească letalitatea virusilor. S-au făcut, Rafa, peste 26 de secvențieri genomice pe acest tip de coronavirus. Există o secvențiere care să iasă în evidență prin unicitate, de exemplu? Da, cei doi specialiști au găsit o secvențiere genomică denumită CGG-CGG. Combinația este frecvent folosită de oamenii de știință în cercetările de câștig de funcție sau de calitate, dar este considerată extrem de rară în alte conjuncturi. Experții îți spun că niciun alt coronavirus apărut în mod natural, cum este SARS sau MERS-ul din 2012, nu prezintă combinația CGG-CGG și asta înseamnă, spun ei, că acest virus este făcut în laborator.